Așa cum ați remarcat până acum, istoria umanității e plină de evenimente ieșite din comun. Unele dintre ele au primit explicații științifice ridicole, care în loc să risipească misterul, nu au făcut decât să-l adâncească. Altele au fost asimilate de religii, care le-au dat deseori înțelesuri puerile, ori extrem de îndoielnice. Știința nu a putut niciodată să explice cum au putut oamenii din vechime, considerați primitivi, să întocmească hărți astronomice de o precizie inimaginabilă, deși nu aveau la îndemână telescoape. Știința nu a putut oferi o explicație coerentă la multitudinea de mărturii străvechi legate de așa numitele discuri cerești cu care se deplasau zeii. De ce înaintașii noștri au insistat cu obstinație asupra acestui aspect al discurilor cerești? Cum au putut aceiași oameni primitivi să descrie secvențe desprinse parcă din Războiul Stelelor sau asemănătoare cu cele care au urmat folosirii bombei atomice de către americani, deși aceste realități sunt relativ recente pentru noi toți? De ce zeii aveau de foarte multe ori craniile alungite și ochii dispuși lateral? Cum au reușit indivizi primitivi să construiască ansambluri arhitectonice uriașe în locuri aproape inaccesibile și fără să dețină tehnica adecvată? Astăzi, la istoria secretă a umanității, abordăm câteva din marile enigme ale civilizației umane. Începe aventura! Ei bine, doamnelor și domnilor, episodul 8 din istoria secretă a umanității, un demers pe care îl cunoașteți, cu care sunteți familiarizați deja și care stârnește foarte multă admirație de ceva timp. În platou, celebrul H.D. Harman, bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați venit, domnule Harman! Hai să începem așa. Le-am promis telespectatorilor că vom face un periplu prin istoria marilor enigme ale umanității. Da. Astăzi un top. Sigur că nu avem pretenția că le vom aborda astăzi pe toate, de-abia sunt începe. Sunt enorm de multe, sunt enorm de-abia începe. Multe. Enorme. Deci, enorm, enorm. Enorm. Aș vrea să începem cu piramidele maiașe. Da. Piramide nu sunt doar în Egipt. Ca să ne înțelegem, cea mai mare piramidă din lume se află în spațiul Maya, la Cholula. La Cholula. Cholula. Da. Este piramida cu cea mai mare bază din lume. Așa. Nu cred că este aceasta. Cred că acestea sunt aceasta, piramidele de la, din zona Teotihuacan, cu nume speciale Chichen Itza. Da. Uite, aceasta este cea mai mare. Este un desen al unui fost cum se cheamă, colonist. Ea se pare că arăta de fapt așa. Da. Nu se știe exact palatul de deasupra dacă era pe un deal și în dealul respectiv s-a sculptat piramida, efectiv s-a cioplit piramida, sau cu timpul jumate din piramida a fost acoperită de către junglă. Dar faptul că maiașii făceau piramide nu este în sine o minune, deși și-au ales zone inaccesibile de multe ori pentru a le construi. Adică în zona piramidelor de la Teotihuacan, de exemplu, multe dintre ele puteau fi apropiate de mare. Era mult mai simplu, mult mai simplu, pentru că puteau și folosi resursele de apă de acolo și așa mai departe. În schimb, cum sunt cele de la Tikal, piramidele de la Tikal, ansamblul de piramidele de la Tikal, de exemplu, putem să trecem la celelalte, nu la Cholula, aveau foarte multe rezervoare de apă, vreo 13 rezervoare de apă, cu o capacitate de 154.310 metri cubi, în condițiile în care aveau oceanul la vreo 170 de metri, 175 de kilometri. Da, numai că oceanul nu era potabil, când apa de acolo era potabil. Da, dar puteau folosi, să zicem, puteau filtra, pentru că aveau conducte, aveau tot felul de... N-aveau. Cum au transportat toate aceste lucruri? Mulți se întreabă. Ploaie. Mulți, au adunat, au făcut un depozit de apă. Mulți se întreabă cum au reușit aceste lucruri în condițiile în care aveau jad, care se găsește doar în China, făceau tot felul de coliere, de lucruri speciale. Problema e că aceste așezări care se întindeau, de exemplu, pe 20 de kilometri pătrați și la care au muncit din greu, piramidele construindu-se pe baza unor observații astronomice foarte riguroase și foarte riguroase, și impuse de către, cu norme rigide impuse de către preoții maiași, au fost părăsite la un moment dat, și aici vreau să vă ascult explicațiile, brusc. Da, să ne uităm în primul rând cam la toate piramidele din lume, inclusiv cele din Egipt. Cele din Egipt, ca și cele din America Latină, cele descoperite, da? Pentru că practic avem peste tot în toată lumea piramide, sunt curate pe dinăuntru. Nu poartă urme de foc.
nu poartă urme de iluminare, nu poartă urme de procesiuni funerare sau sacrale. Se spune că piramidele, nu, din Egipt, sunt morminte. Uh-huh. Mamă, patru faraoni și-au făcut piramide și în restul toți s-au dus sub pământ și-au făcut celebrul oraș al morților de lângă piramide. Da? Deci zona morții, unde este cimitirul, unde este metropola, hai să de fapt, piramidele funerară, este metropola funerară a faraonilor și a tuturor marilor dinastii egiptene. De ce nu și-ar fi construit fiecare dacă ei alții în timpul vieții și puteau construi piramide, deci și ei alții nu și-au, să nu spune Ramses cel Mare, Ramses II, nu și-a construit piramide. Că nu și-a construit piramide. Apropo, piramidele existau pe timpul lui. El nu și-a construit piramide. Exact. A domnit vreo 70 de ani. Hai să vedem pe celelalte pe care le-ați arătat la început. Da, cele de la Tikal, de la Palenque, exact, de la Chichen Itza. Și-a domnit vreo 70 de ani. Deci dacă tot îmi spune istoricul... dacă tot îmi spune istoricul care e plătit de stat că în 50 de ani Cheops și-a construit propria piramidă, de ce nu și-a fi construit-o și Ramses? Exact. Ceea ce, deci, nouă ne spune... dar ceea ce este interesant, lăsând piramidele din Egipt, aceste piramide maiașe, precolumbiene, sunt atât de curate că nici treptele nu sunt murdare, nici de ulei sacral, nici de rămășițe de animale sacrificate, de nimic. Eu înțeleg că plouă acolo și înțeleg că le-a spălat apa. Dar noi n-am găsit, de exemplu, în jurul lor, n-am găsit cimitirile animalilor, grup comune ale oaselor, animalilor sacrificate. Interesant, în anumite spații, dar nu piramidale, am găsit urme ale sacrificiilor umane. Copiii, în mod special. Dar nu aici. În fântânile sacre. În fântânile sacre sau în temple, dar nu aici, nu în piramide. Piramidele, parcă zici că sunt, erau niște clădiri în care nu le construiau maiașii, le construiau olmecii. Generații întregi, în principiu. Da, așa, le construiau civilizațiile precolumbiene în America Latină și, într-o dată, dispăreau și civilizația și piramidele rămâneau curate. Zici că n-au fost niciodată folosite. Nu s-a găsit o urmă de folosință, de niciun tip și de niciun fel. Sigur că noi am inventat și se inventează în istorie diverse roluri. De exemplu, aceasta este piramida soarelui, odată Pan, soarele intră pe acea intrare de deasupra, unde stătea, se spune, un preot cu un disc de aur și primea soarele. Nu s-a descoperit nimic. În primul rând, treptele nu sunt tocite. La fiecare 52 de ani trebuiau să facă niște trepte într-un anumit fel. Exact. Deci, atenție, aceste trepte nu sunt tocite. Uitați-vă la 200 de ani de folosință a unor trepte din piatră și veți vedea că sunt absolut tocite. Uzate. Asta 1000 de ani. Bun, am înțeles că vreo 2, 3, 4, 5 mii de ani, acum 3 mii de ani, de 3 mii de ani nu le mai folosește nimeni. Dar totuși au fost tocite câteva sute de ani. Că atunci de ce au fost construite? Iată un mister al vocației constructoare a rasei umane. Domnul Harman. Pe care, o clipă, pe care noi nu avem răspunsul. Oricât ne-ar fi de drag să spunem că oamenii construiau cetăți și piramide și mai știu eu ce, și orașe întregi, mie trebuie să mi se spună totuși aceste orașe. Noi descoperim orașe întregi astăzi goale. Dar, repet, nu se găsesc bucătăriile, nu se găsește o urmă de animal, nu se găsește târgurile, nu se găsește piața orașului respectiv. Sunt construite și de parcă oamenii, de fapt, le-au construit ca să vină cineva. Păi, zeii pe care îi așteptau. Și nu au mai venit. Care după mai aceea au dispărut și populațiile. Olmecii, de exemplu, au lăsat în spate o civilizație uluitoare. Nu este limba, încă nu a fost... descifrate. Nu sunt descifrate, nu se știe. Parcă ar fi fost puși acolo niciodată, parcă zici că nici n-au avut legătură cu populațiile de pe continent. Mă uitam la tot aceste mituri ale maiaștilor pentru a explica, până înainte de a ajunge foarte pe scurt la faza asta în care au părăsit brusc zona. Da. Zeul pre-Incași, de exemplu, maiașii Incași, Viracocha, care era un zeu alb, atenție, cu barbă, zeu alb. Era caucazian. Pleacă, de exemplu, pe valurile mării. Asta e ultima imagine. Și nu se mai întoarce. Le promite că se întoarce în zona regiunii de coastă Manta. Deci mărturile erau că acolo a plecat, mergând pe apă. Da, mergând pe apă. Valuri. Preincașii aveau relatări abundente despre fiii soarelui care îi învățau pe oameni. Deci ei a coborât din cer, da?
nifilimii, sau, da, care i-au învățat tot felul de lucruri. Viracocha ăsta ar fi construit uriaș de piatră. Da. Apropo de statuile din Tiahuanaco, da, pe care ulterior i-ar fi înnecat. Apoi a modelat din lut oameni și animale, tot la Tiahuanaco. Statuile astea uriașe se întâlnesc și în insula Paștelui, despre care vom vorbi, da, și la Olmeci apar capetele acelea, da, uriașe, ca și cum a existat o populație gigantică. Sunt mărturii, apropo de zona de Maiaș, că în anumite zone, practic, anumite zone au fost populate de oameni gigantici, pentru că luna în acea perioadă ar fi fost mult mai aproape de pământ și gravitația era diferită. Și atunci trebuia să fie foarte mare, apropo de reptile și de tot ce s-a întâmplat pe pământ, până la un punct, pentru a putea să rămâi pe pământ, că altfel te ridicai puțin. Exact. Așa se explică poate și construcțiile absolut fabuloase și inimaginabile, imposibil de înțeles cu tehnica primitivă de atunci. Acești maiași au părăsit brusc zona și știți foarte bine, pentru că sunteți un om extraordinar de informat, dom'le, n-a fost un cataclism natural. Nu. Deci n-a căzut un meteorit. Pentru că respectivele construcții există astăzi intacte. Deci, da, nu s-a întâmplat nimic, un cutremur. Imediat ajungem și la povestea zeului Maiaș cu, da, culcan. Da, da, un cutremur. Așa, și pe asta o să o dăm, cu asta o să ieșim la pe mare, da, ecran. Asta e piatra de mormânt, asta e piatra de mormânt a respectivului. Da. Da. Sigur, care n-a murit. Nu, zeul se pare, da, că e înăuntru, e îngropat, a murit. Așa. Sunt mărturică și a luat zborul. Da, da, mă rog, vorbim. Mă rog. Și au părăsit brusc, fără un război, nu sunt urme de război, da, de conflict. Da. Rămâne o populație, oricum, după orice război, sunt supraviețuitori. Nu există mărturii despre o epidemie. S-au mutat pur și simplu cu 350 de kilometri. Da. Deci dacă era un cataclism la 350 de kilometri, încă nu a fost un potop. Clima era aceeași, da, la 350, da, de kilometri, fără nicio explicație. Brusc au părăsit tot ce au construit. Ei, au avut ei o explicație în interiorul culturilor. S-a împlinit acea explicație și au plecat. Problema este ce faci cu olmecii care au dispărut total. Cu totul. Cu totul. De pe continent. Hai să nu dăm... se știe nici astăzi unde sunt. Se spune că undeva în Anzii Superiori ar fi niște triburi care ar fi urmașele olmecilor. Olmecilor. Hai să dăm capetele acelea gigantice ale olmecilor, da, până ajungem la zeul Maiaș cu culcan, care are o poveste interesantă. Capetele gigantice, da, ale olmecilor. Vor. Iar zona cea mai importantă, uite, acestea sunt capetele olmecilor. Toată lumea are o teorie, ăla e Sticina acolo, mi se pare, celebrul ufolog. Toată lumea are o teorie că, vezi tu, banda aceea pe care o vedem, tot capetele, nu dați capetele, nu acestea. Da, nu acestea, capetele, puneți capetele. Capetele gigantice. Ar fi de fapt o cască. Ne-am întors la zeul cu culcan. Da, da. Stați capetele, sunt mai multe. Da. E, opriți imaginea dacă se poate. Dacă se poate să oprim imaginea. Erau mai multe capete. Da, erau mai multe capete. Să observăm dacă... eu, da, am să mă ridic. Așa, perfect. Vom observa... Noi avem impresia unei căști de război. Exact. Ceea ce vedem aici. Se observă foarte clar. Uitați, sunt capete cu căști. Iar aici este un aparat. Este o poziție, este un suport de aparat. Parcă aș vedea un soldat special. Uite-l. Și aici se vede foarte clar. Parcă aș vedea un soldat din forțele speciale de astăzi, da, care poartă celebra lumină deasupra capului. Uitați. Deci asta este casca, foarte clar individualizată, iar aici este obiectul, este suportul pentru diverse obiecte. Că vorbim de lumină, că vorbim, știu eu, de comunicații, acești oameni au făcut aceste statui, este clar că sunt niște eroi ai lor și această civilizație a dispărut, ca și eroi lor. În jurul anului 400. Da, nu numai atât, nu li s-au descoperit mormintele. Nimic. Nu li s-au descoperit, ca să creeze așa ceva, trebuie să ai instrumente ca să cioplești în piatră, da? Nu s-au descoperit turnătoriile. Nu s-au descoperit siderurgia. La Tiahuanaco. Nimic. Și în insula Paștelui, la Tiahuanaco vorbim de blocuri de piatră de 50 de tone, ca și pe insula Paștelui. Exact. Cu deci, cele ciopleau băieții aia? Cu cele ciopleau, cu cele cărau. Cu cele cărau. Adică... Hai să dăm și statuile de pe insula Paștelui. Da. Adică din acest punct de vedere, iată în istoria misterilor un mister și vezi foarte bine talent în sculptură. Astea sunt insula clar Paștelui. Insula Paștelui, dar aceste sculpturi sunt clar, cum le spunem noi, populare. Dar celelalte olmecilor speciale. Sunt
extrem de bine făcute din punct de vedere al arhitecturii, al simetriei fețelor. Aici sunt totuși niște sculpturi clar făcute de oameni care nu se pricepeau la sculptură. Sau care au, de ce? Poate erau avici de modernă pentru acea perioadă. Da, bun. Ideea în sine, ăsta aveau 10-20 de metri înălțime, deci acum sunt îngropate în pământ. Da. Aveau blocuri, mergeau, blocurile de piatră ajungeau până la 50 de tone. Da. Pălăriile pe care le-au purtat la un moment dat pe cap, toți aveau niște pălării. Enorme. Și ele aveau tone, nu știu câte tone. Da. Așa. Cum Dumnezeu le-au pus? Pentru că s-au, tot cu aceleași explicații, puierile care le-au cărat pe trunchiul de copaci. Nu există copaci. Nu există copaci pe insulă. Nu există copaci pe insula Paștului. N-aveau cum să le care, cum s-a zis, că la piramide le-au cărat pe trunchiul de copaci, le-au rostogolit pe trunchiul de copaci blocurile de piatră. Nu, s-a întâmplat nimic. A căzut o muscă. A căzut o muscă, Așa face când cade o muscă la noi aici. Deci, asta este foarte important. Ce civilizație primitivă putea să construiască așa ceva? Cum puteau construi așa ceva? Domnule, că marile civilizații se spune că au trăit pe insula Paștului, maxim 2000 de oameni puteau locui acolo. Da. Asta, 2000 de oameni nu puteau muta nici măcar o stâncă de asta. Despre ce vorbim? O piatră de asta, nesculptată, dar emite o sculptură. Nu, aici mai avem o problemă. Toate civilizațiile, după cum observăm, sunt toate primitive. Sumerul este primitiv. Ei aveau sistem de pensii. Noi am descoperit, tablițele sumeriene care povestesc o viață, o arhivă s-a descoperit în tablițele sumeriene care povestesc o viață socială mult mai complexă ca a noastră din ziua de astăzi. Da? Vorbim de civilizația persană, de acum 3000 de ani. Prima declarație a drepturilor omului este făcută, se află în vitrină la Teheran, în muzeu. Cilindrul primei declarații este atâta, nu mai mare. Prima declarație a drepturilor omului, făcută acum 4000 de ani. Ce îmi spun, de ce istoricii ne învață și ce ne spun tot timpul că sunt civilizații primitive? Nu, o civilizație nu este primitivă sau non-primitivă, este o civilizație. Dar așa suntem noi obișnuiți să le numim primitive. Nu există așa ceva. Dar această perspectivă este ridicolă deja asupra istoriei. A încercat să explici astfel de construcții, de amenajări, de ansambluri arhitecturale uriașe. Da. În perioada în care se spune că oamenii aveau târnăcoape din piatră, din silex. Scule din silex, cu care n-aveau cum uite să acesta, facă așa. Uite sculptura acestei pietre. Da. Este excepțional de detaliată. Absolut. Priviți-o. Este un Michelangelo al vremii respective care a făcut-o. Priviți nasul borcănat, priviți buzele, conturul ochilor, fruntea, casca. Atenție, păi casca aia, chiar dacă era primitivă, trebuie să fost din fier. Noi n-am găsit turnătoriile lor, noi n-am găsit siderurgia lor, noi nu am găsit din ce făceau. Olmecii se spune că nu cunoșteau scrisul. Păi dacă nu cunoșteau scrisul, cum au știut să facă căști și țevi și vârfuri de săgeată de oțel? Îți trebuiau mii de grade într-un cuptor. Deci aceste lucruri trebuie să fie răspuns. Mai mult decât atât, la aceste lucruri la care nu avem răspuns, mai avem o întrebare fundamentală. Uitați-vă la orice șantier din lumea aceasta. Un șantier organizat de tehnologia, să zicem, din secolul XVIII, de tehnologia din secolul XVIII, dacă te duci în detaliul șantierului, vei găsi un ciocan căzut, un clește, vei găsi un instrument de lucru pierdut de unul din muncitori. Aici nu există nimic. Vei găsi fire, vei găsi becuri sparte, vei găsi tot ce foloseau, așa zis, într-o zonă de modernitate. Aici nu găsești nimic. Problema este ca și când cineva ar fi curățat după terminarea șantierului, ar fi curățat, dar nu curățat. La 15-20 de metri în pământ ar fi căutat să nu fi pierdut vreun muncitor ceva. Nu îmi spuneți că acest lucru se întâmplă. Bun, și dacă le-a găsit, unde sunt? Că trebuiau depozitate undeva. Noi am găsit la vreo 10-15 km depărtare de piramide, am găsit și noi rămășițele unor târguri primitive. Nu se știe dacă sunt de pe timpul construcției piramidelor. Da. Noi nu am găsit însă accidentații de muncă. Am găsit cimitirele, așa zis, la 15-20-30 de km, ceea ce pe vremea aceea, în care nu aveai nici măcar, numai armata egipteană avea, a faraonilor avea cal și roată. Restul mergeau toți pe jos sau pe Nil. Cimitirile care le-am descoperit
nu am găsit accidente de muncă. N-am găsit oase frânte, n-am găsit distrugeri ale corpului uman datorată căderilor uneori, pietre, în sfârșit că totuși la... Bun, ceea ce văd telespectatorii acum, pentru cei care nu au urmărit de la început, acestea sunt capetele uriașe ale olmecilor. Da. Chiar dacă titlul este legat de uriașii din insula Paștelui, i-am arătat și pe aceea. Pălăriile de care spuneai? Aceste pălăriile, acelea care sunt imense, pe care nu aveau cum, cu ce sistem de scripeți le urcau acolo în condiție că n-aveau lemn, n-aveau copaci pe această insulă a Paștelui. Nu există. Trebuie să înțelegem un lucru și istoricii, pentru a nu se face de râs la nesfârșit, trebuie să accepte că în istoria Terei au existat valuri succesive de civilizație. Nu înseamnă că acele civilizații, de exemplu, erau așa cum le percepem noi astăzi. Poate că niște baze, niște nave extraterestre au amenajat niște baze în anumite zone după care au dispărut pentru că au folosit Pământul pentru anumite obiective. Da, uite, vezi linia aceasta. Se află la distanțe egale statuile. Linia de dinainte, da? Omule, trebuia să știi matematică să repui la egalitate. Uite aici, și numai din această fotografie aeriană, se văd zidurile, sunt uite-le, statuile sunt puse la distanțe egale. Au până și linia de statui egale. Întrebarea mea este bun. Au fost făcute. Pentru ce? Ce reprezentau acele? Domnule Harman. Ce civilizație și-a permis acest lucru? Pentru că dacă mie îmi spui că o civilizație actuală umană a făcut așa ceva pe o insulă unde nu puteau decât să trăiască 2000 de oameni într-o sărăcie lucie, nu-mi spune, nu-mi dă condiția eficienței muncii. Nu mi-o dă. Dacă mie îmi spui că faraonii și-au făcut piramidele singuri, ca să fie morminte, trebuie să fi fost faraon bun de dus, de legat la spitale de nebuni, ca să consumi atâta resursă umană și materială pentru a face un mormânt. Iartă-mă, domnule, păi da, noi n-am auzit niciodată, de exemplu, de revoltele muncitorilor de la piramide. Știi că la... Există o răscoală. Există o răscoală pentru farduri. A, pentru farduri. Stai, nu. Erau niște lucrători care s-au răsculat pentru farduri pentru că astea îi protejau de soare și nu o făceau răni. Da. Dar nu la modul ăsta. Hai să spunem un lucru. Știi când a fost Versailles, când a fost construit de către Ludovic al XIV-lea Versailles, el a avut o răscoală foarte mare a muncitorilor de acolo, pentru că îi plătea foarte prost și erau foarte multe accidente de muncă. El a fost practic în fața unei revoluții franceze. Și a trebuit să facă Ludovic al XIV-lea să aibă o diplomație extraordinară ca să-și poată să-și țină muncitorii. Muncitorii fugeau de șantierul Louvre. Noi nu avem asta în istoria culturală a Egiptului. Noi nu avem legendele acestea. Noi nu avem legenda construcției piramidelor. Ciudat, rău de tot. Nu, e foarte ciudat. Noi nu avem legendele construcției piramidelor din America Latină. Domnul Haram, uitați-vă încă o dată la acest ansamblu. Da. În ziua de astăzi, cu tehnica modernă, cu macaralele pe care le avem. Nu se face. Noi nu avem tehnologia asta. Ținând cont de condițiile de climă, de mediu. Da. De acolo. Cum am putea să facem noi așa? În cât timp am putea să facem așa ceva? Doi, spune-mi de unde își luau energia. Macaralele noastre, de unde își iau energia? Trebuie să vii cu vapor care să genereze energie. Generatoarele alea se termină rapid. Exact. Aici, unde îți spuneai, ce energie aveai? În marile orașe astece, care sunt la 2, 3, 4 mii de metri înălțimea deasupra mării, unde spuneai energia? De unde îți luai energia? Deci este clar că avem un adaos de energie, independent de modul de construcție. Și atunci eu am întrebarea, știindu-ne civilizația noastră de 100 de mii de ani, avea cineva să facă așa ceva? Avea nevoie cineva de așa ceva? Sau ele sunt moștenite dintr-un capriciu al naturii, dintr-un capriciu al... sunt scăpate dintr-un, de capriciile mediului, de marile cutremure, de marile, cum se cheamă, oceane. Și-au scăpat, efectiv. Și-au rămas așa. Nu le-a mai folosit nimeni. Mai mult decât atât, ele n-au mai fost populate. Știți că piramidele niciodată n-au fost locuite. Regiunea din jurul lor nu a fost locuită. Ceea ce este absolut împotriva firii omului, profilului uman. Omul când găsește o peșteră, o populează. Este simplu, la vremea aceea așa făceau. Păi cum, dacă dădeai peste o piramidă, păi îți făceai acolo un oraș întreg. Nu aveai nevoie de nimic.
Numai terasele piramidelor și ți-asigurau stabilitatea civilizațională. N-au fost niciodată folosite. Deci oamenii nu s-au simțit legate de ele. Nu făceau parte din complexul civilizațional și din vocația constructivă a rasei umane actuale. Le-au lăsat acolo. Reamintesc, da. În Egipt exista un periplu, la un moment dat, în jurul unei așa numite bărci naripate, da. Care a putut fi văzute generații întregi. Uh-huh. Probabil uitată de cineva acolo. Așa, da. Și care era considerat un obiect extrem de straniu, da. Și cu o semnificație regală, dinastică, extrem de veche. Cum e chivotul legii al lui Moise. Cum e chivotul legii, da. Al lui Moise. Lucrurile alea s-au pierdut în istorie. Da. Din păcate, știința, istoria academică, da. le-a trecut cumva într-un fel de sertar. Le-a închis într-un oprind, pentru că n-are capacitatea de a explica aceste episoade, oprind accesul oamenilor, tinerilor, al tuturor celor care putea să înțeleagă altceva din istoria noastră, să aibă acces la astfel de informații. Da. Noi facem acest demers astăzi. Da. Iată, chivotul legii este foarte clar că vezi, el a existat, pentru că mărturia în istorie sunt chiar detaliile, nu numai ale matematice, ale mărimii, lățimii, diametrului, dar chivotul legii mai este un mister. Cine l-atingea, murea. Iar dacă observi îmbrăcămintea sacrală a preoților din templu, unde era chivotul legii, avea foarte mult lemn și plăci metalice care să oprească iradierea. Dacă ne uităm la doctorul sau la asistentul care stă lângă noi când facem o radiografie, are o astfel de mușama groasă, are o astfel de apărătoare în față pe care și-o pune peste el, care este foarte groasă să nu permită radiațiilor să penetreze. E, așa ceva se întâmpla, el era luat de 4 persoane, după cum vedem mânerele acelea sunt. Probabil că, însă ceea ce este interesant, mânerele nu erau din același material ca și chivotul, deci nu era conductiv, nu conducea radiația. Întrebarea mea fundamentală este, țiu minte că am citit și toată lumea știe, se dansează în jurul chivotului, oamenii la ating și după aceea, într-o noapte, unii dintre ei mor. Regina din Șaba îl fură și nu mai știe cum să-l dea înapoi. Și uite, așa ajungem ce era înăuntru. Unii spun că era un mecanism de comunicare cu zei, alții spun, se prea poate să fost Moise un mecanism. Vorbea cu Dumnezeu, cu Iahve? Da, cu Iahve, de exemplu, se prea poate să fost un mecanism dispozitiv. Un dispozitiv foarte subtil, foarte complex de comunicare. Că e o ladă, de fapt. Chivotul legii e o ladă. În baza unui uranium, probabil, în baza unui mecanism radioactiv, cu Dumnezeu, eu mi-am imaginat întotdeauna o navă spațială care se depărta pe Pământ. Și cu cât se depărta mai mult de Pământ, cu atât aparatul nu mergea mai bine. Da. Nu mergea, mergea mai rău. Mergea mai prost. Până când, la un moment dat, s-a întrerupt legătura. Pentru că nava nu mai era în raza de acțiune. Probabil că raza era imensă, adică probabil că trecea de, știu eu, de sistemul solar până s-a pierdut legătura. Ce se întâmplă însă în acel timp? Ce are loc, de fapt? Tranziția umanității către libertate. Acea civilizație iudaică care a făcut chivotul legii, ce face, de fapt? Cunoaște tranziția. Zeii au plecat și zeul tot intervine, dar din ce în ce mai puțin, până când are loc ruptura. Nu este o ruptură brutală. Foarte interesant. De ce? Pentru că măcar legile, o parte din legile pe care zeii le-au dat oamenilor, să rămână. Iar simbolul chivotului legii, asta este. Să rămână anumite legi. Sunt absolut convins că cele 10 porunci ale lui Moise, probabil că erau 4.000. Nu nicio glumă. Probabil că erau atât de multe reguli ale societății din acel timp conduse de zei, de regii, de zburători, din care însă umanitatea și-a amintit doar 10. Sau a reținut 10 pentru construcția unei alte civilizații. Cele 10 porunci sunt practic fundamentul civilizației umane eliberate de zei. Chivotul ăsta, probabil că fiecare trib avea un chivot, probabil că fiecare, cum se cheamă, fiecare civilizație avea un chivot. Ramses al II-lea, am povestit, când e învins în războiul cu hitiții, nu? Da. Când scapă, pentru că nu e învins, dar el, de fapt, în realitatea a fost învins. El a prezentat ca o victorie. În realitate el a fost învins. Da. Numai că n-a murit pe câmpul de luptă. Da, numai că n-a murit. El spune în documentele lui, descrie episodul. Le reamintesc sau le spun telespectatorilor care n-au urmărit acel episod ce s-a întâmplat. Ce spune Ramses că s-a întâmplat. Da. L-a chemat pe Amon, Ra, pe zeu,
cu care vorbea tot timpul. Da. Și a spus că are o problemă. În momentul următor, zeul ce a făcut? I-a paralizat pe adversari. Ăștia nu mai puteau, nu știu ce a făcut. Da, nu mai puteau să ridice armele. Îl priveau pe Ramses și ăsta trecea printre ei ca prin brânză. Da. Nu puteau reacționa fizic. Și așa a plecat Ramses, părăsit de armata lui, prin mijlocul hitiților și a ajuns acasă și a putut să descrie acest episod stran în viața lui ca pe o victorie. La fel spunea că vorbea cu zeul direct. Da. Uite, de exemplu, cei doi heruvim, bineînțeles că este o stilizare. Noi avem un simbol al telefoniei, două persoane vorbind una cu cealaltă. Se prea poate ca heruvimii, de fapt, să fie o stilizare a simbolului a două persoane care vorbesc prin acest aparat. Se prea poate ca din acest aparat să lipsească bucăți, de el să se fi, probabil conectat, dar construcția ulterioară față de original să nu mai aibă, știu eu, conectorii, să nu mai aibă prizele. Se prea poate ca acest aparat să fi fost doar de conexie. Aparatura de comunicare să fi dispărut cu timpul sau, efectiv, să fi fost distrusă. Bun. Dar este un mister și acesta este un mister fundamental. Însă pentru un profiler ca mine, faptul că ei au continuat, preoții, să vorbească cu Iahve mult timp după, după ce Iahve n-a mai apărut, asta îmi spune că, de fapt, nava spațială sau ce era, se depărta de pământ și cu cât se depărta de pământ era cu atât mai greu să se conecteze cu civilizația care a lăsat-o în urmă. Și asta îmi spune că, de fapt, a fost o perioadă de tranziție. Umanitatea a trebuit să se obișnuiască fără zei. Ceea ce s-a întâmplat în jurul, hai să zicem, câteva sute de ani înainte de era noastră. Bun. No, hai să ne întoarcem. Chivotul actual este chivotul actual, da. Da, dar ceea ce spune chivotul ăsta, chivotul nu mai mergea. Când a fost regina din Șaba? 2000 de ani, 1500 de ani. 1000 și ceva de ani. Da, da, da. Înainte erei noastre. Bun, da. Hai să ne întoarcem la zeul Cuculcan, la Maiaș. Cuculcan sau șarpele cu pene? Șarpele viitorul cu pene. Viitorul Quetzalcoatl, celebrul Quetzalcoatl. Da. Hai să ne întoarcem la zeul Cuculcan. Imaginea, nu știu dacă ne ajută foarte tare pe care o avem. Roberta, hai să... Așa. Bun. Nu știu dacă putem mări... Putem da ecran complet mai întâi ca să vadă oamenii că e ceva acolo, e un personaj. A plecat. Domnul Harman, poate îl descrieți acum când îl văd telespectatorii? Da. Aceasta este placa de mormânt a zeului. Da. Bun. Știți că au încercat acum, acum câțiva ani chiar... S-a și filmat, s-a încercat să se dea la o parte piatra de mormânt și autoritățile n-au permis. S-a intrat în piramide, este la baza unei piramide. Piatra este de o rară frumusețe. Eu am văzut pozele de aproape. Este o sculptură uluitoare, superbă. Și vom numai vedea... că sunt niște elemente interesante. Exact. Și vom vedea, dacă îl observăm, zeul cu pene. Aici sunt penele. Da. Este zeul. Sau antene. Da, aia avea pene. Vorbim de pene, da? Și este zeul, după cum îl observăm, într-o poziție foarte interesantă. Stă pe ceva de parcă ar sta pe o motocicletă. E poziția unui motociclist sau unui aparat de zbor monopersonal. Exact. Care se duce, deci care nu este ca în Războiul Stelelor. Aici, dacă observăm, el are niște aparaturi. Ambele mâini folosesc o anumită... ceva. Butonează. El, butonează parcă ceva și mai mult decât atât, el se uită înspre, dacă vedem, dacă am pune un X, Y, Z, da? Dacă am pune un 0, X, Y, Z, dacă am pune un 3, o dimensiune, un 3D, vom observa că el se uită la un sistem de țevi. Probabil că aici era un ecran. El se uită la ceva. Tuburi. În spatele acelui ecran se află acest sistem de tuburi. Deci el e foarte atent să conducă. Poate fi un server. Poate un server, poate altceva. Iar aici nu ne dăm seama, nimeni nu și-a dat seama. Câțiva arhitecți spun că este de fapt un scaun. Problema este că noi nu-i vedem spătarul scaunului, ceea ce ne spune că de fapt nu e un scaun. Este un work chair. Este un loc de muncă. Ar fi ca acele scaune fără spătar, doar șezutul. Da? Mm. Interesant este, puneți înapoi, totuși, vă rog, pe așa. Acest sistem a fost cel mai interesant, pentru că noi ceea ce am crezut întotdeauna, dacă se vede, că sunt două dreptunghiuri,
acest sistem este cel mai important. Era rotativ scaunul. Se putea învârti. Pentru că în spate aveți simetric, aveți mecanisme de lucru. Asta este piatra de mormânt a acestui zeu. Cade din mecanismul cer. Din spate pare să scoată niște flăcări. Da, flăcări, lumini, poate să fie becuri, ceva diferit oricum. Da. Față. Deci ai o față și un spate. Acum nu-mi dau seama. Ăla-i spatele sau ăsta-i fața? Nu ne dăm seama. Da? Ăsta-i susul, ăsta-i josul. Încă, pentru că nu avem nicio... Pare să aibă piciorul drept pe o pedală. Da, uite-o. Și pe o pedală pe care cu genunchiul apasă. Da, atenție. Da. Și e foarte interesant. Forma aceasta... O vedeți? Forma aceasta nu este rotundă, nu e triunghiulară, nu e dreptunghiulară. Este o formă bented, cum se cheamă, o formă semicirculară, nici măcar circulară. Această formă nu există în arhitectură decât abia după 1500 de ani. În siderurgie nu se obține decât la 5000 de grade. Ori în doi la fierul transformat în lavă, îl faci așa, ori îl faci rotund. Niciodată nu poți să te oprești cu procesul industrial, la această formă. Această formă este forma supremă de topirea a unui minerul de fier. Deci, și vom vedea mai multe forme. De exemplu, acesta este un paralelipiped. Vom vedea mult mai multe forme geometrice care nu și-aveau locul, atenție, în civilizația respectivă. Civilizația respectivă încă nu inventase și nu cunoștea, de exemplu, nu cunoștea geometria euclidiană ca să îmi creeze forme care sunt ciudate. Deci asta este o copie. Piatra, deci el, zeul, cade, atenție foarte mare, cade din cer, triburile îl găsesc aproape mort. Să punem iară titlul cu da. Zeul cu culcan, e foarte interesant. Triburile îl găsesc aproape mort. Triburile îl găsesc aproape mort căzut pe pământ, îl salvează și el, ca mulțumire, îi invită la așa numitele școli de vară. El numai vara, altfel el dispărea. El dispărea în junglă. Vara însă ieșea, probabil pentru a-și aduna merinde, și îi învață geometrie, matematică, agricultură. Și la un moment dat moare. Legenda spune că moare și că din mormânt s-a ridicat. Părerea mea este că reușise să găsească o soluție pentru nava lui, pentru că el dispare, dar piatra de pe mormânt rămâne. Ei, autoritățile acum câțiva ani au dat întâi aprobare să nu dispare înainte de a le promite că se va întoarce și le spune cu exactitate cât. Mai și l-au așteptat cu disperare. Da. Și în momentul în care au văzut că nu se mai întoarce, s-a întâmplat. Că au părăsit brusc zona în care trebuia să se întoarce. Toate această piatră de mormânt, ce că are, nu știu, 2 tone, 3 tone, au dat aprobare să fie, repet, este la un etaj sub fundația unei piramide. Au reușit să aprobe arheologilor să scoată piatra și în ziua în care s-au dus cu scripeți cu tot să scoată, a venit ordin de la respectiva autoritate că s-a anulat aprobarea. Nici astăzi nu se știe exact ce este acolo. De ce? Legenda spune că pe acest zeu l-ar fi mormântat cu îmbrăcămintea în care a fost găsit când a căzut din cer. Arheologii voiau să vadă dacă nu este o îmbrăcăminte diferită de civilizația respectivă. Dacă era, și aici a fost, se pare, frica celorlalți. Dacă este într-adevăr înmormântat într-un material care să reziste mii de ani, dacă era făcut să reziste, să treacă prin stele și prin spațiu, pe pământ putea să reziste mii de ani, atunci aveai dovada reală, absolută, că există viață, că există viață inteligentă în spațiu. Acest tip de dovadă materială schimba complet opțiunea. Istoria umanității. Mai mult decât... Vă dați seama ce presiuni au fost acolo. Cred că au fost presiuni mondiale. Cred că cineva i-a spus sării alea, dacă vrei să mai existi, oprește-te. Dacă eveniment. Nu, tu ca țară dispari, ca civilizație dispari. Eu cred că astfel de momente au avut loc. Așa cum, repet, lui Champollion, cardinalul Parisului, a cerut în fața lui Napoleon al III-lea ca stela care a adus-o din Egipt să nu fie mai veche decât anul creației Pământului conform Bibliei. Și, într-adevăr, era din
într-o dinastie cu vreo 2000 de ani mai tânără decât anul... Așa-numita istorie a umanității. După aceea, bineînțeles, s-au descoperit stele, dinastiile egiptene merg cu până la aproape 80.000 de ani înainte de data oficială la care Dumnezeu ar fi creat Pământul. Deci astfel de momente s-au mai întâlnit, n-ar fi o noutate și nu ar fi nici de speriat, nici de nesperiat. Cardinalul ăla de Paris, în fața lui Champollion, nu făcea parte nici din guverne mondiale, nici din cabale mondiale, nici cu extraterestri. Nu, el chiar spunea, Dumnezeu, Biblia spune că lumea a fost formată acum 7800 nu știu câți ani. Mie stela asta funerară, mie stela asta egipteană care a dus-o la Paris, să nu fie mai bătrână decât 7800 de ani. Asta este. Champollion a avut norocul, repet, că a adus o stelă la Paris, care era chiar cu 2000 de ani mai că pe la 5000. Nu, mai tânără decât anul oficial. Da. Și asta liniștit. Dar el știa, pentru că văzuse în Egipt alte lucruri și el știa că umanitatea există. Incredibil istoria umanității, doamnelor și domnilor. Păi spuneți-mi și mie, Mesopotamia are 30.000 de ani. Păi spuneți-mi când Biblia spune că umanitatea a fost formată. Că e cișa, 7-8.000 de ani. Da, dar ce ne facem cu Tiahuanaco, că se vorbește de 300.000 de ani înainte? Da. Ce ne facem cu picturile rupestre, care sunt de 1.000.000 de ani? Bun, hai să arătăm niște picturi. Hai să pregătim, să dăm imagine din plin deșert Sahara. Ce te faci cu picturile rupestre unde apar dinozauri cu oameni? Da. Dinozaurii, da, conform istoriei, au dispărut acum 4 milioane de ani. Și sunt picturi rupestre. Stai un pic, dar mai ai și au calcule, calendare, care merg până la 400.000.000 de ani. Da. Deci, uite, asta e o pictură rupestră, nici nu știm ce reprezintă. De la Tassili. Tassili, parcă, da, deșertul, da, Sahara. Uite, deșertul Sahara. Este clar că este un animal marin, este o creatură marină. A fost numit de cel care l-a descoperit, zeu marțian. Marțian. Zeul marțian, e foarte interesant. Este clar că nu are picioare, deci el trebuia să se deplaseze printr-un mediu lichid. Asta este clar. Dacă e să luăm după mediumul de pe pământ, da? Acolo e în plin deșert, da? Da, acolo e în plin deșert. Înseamnă că aceste picturi au fost făcute înainte de 400.000 de ani, înainte celor 400.000 de ani, de când Sahara ca deșert există. Această pictură este produsul unei mâini umane, unei mâini de umanoid, de ce o fi fost, care a văzut această creatură înainte de cei 400.000 de ani, de când Sahara este deșert. Să ne intre bine în cap. Păi da, ce să cauți să faci deci este în platou Tassili, în Alger, în plină Sahara? Unde? În Arabia Saudită, nu? Da. Așa? Fără nicio... Deci în jur este... Gol. Gol. Nicio logică n-ar avea să faci așa în grotele alea. Ce nu, deci asta a fost salvată prin minune. Da. Probabil că erau multe desene, dar au fost distruse cu timpul, erodate, etc. Da. Dar asta s-a salvat prin minune. Sunt sute de gravuri, sunt și animale. Dar asta s-a salvat prin minune. Asta nu are picioare, deci trebuia să trăiască într-un mediu, ori se deplasa automat, ori este o dronă, nu m-ar mira, ori este o dronă, pentru că văd că are un ochi totuși, are o ceva prin care se vede. Și mai multe. Aveam mai multe. Deci, dar oricum, el nu se deplasa pe două picioare. Este clar că se deplasa ori mecanic prin aer, ori în apă. Este o formă de viață de apă. Uite, e același lucru. Ia uite nava. Uite discul. Da, uite nava sus. Uitați discul. Sus. Problema este că asta nu este... Este incredibil așa ceva. Opriți aici. Da. Ia uite-l pe ăsta, nu mai zic. Omul mic și omul mare, uite-l. Uite-l, uite-l ce mare. Da, uite omul mare, ce craniu are. Exact, da. Ce craniu are. Deci, și vezi că era apa lângă el. Tu observi că e albastru jos. Deci, apă. Și uite-te diferența. Este clar că omul este extrem de mic. Deci aici vorbim de uriaș. Vorbim, ori este un robot. Atenție, ori este un robot. Oricum, cu craniu alungit. Un craniu alungit. Ca în alte reprezentări. Da. Mai dăm și hai să ne întoarcem la a doua imagine. Este definitorie pentru toate aceste secvențe pe care vi le arătăm de ceva timp. Sunt enorm de multe reprezentări, prieteni, în perioade foarte vechi, în care apar discurile cerești. Da. Chiar și în reprezentări, și civilizații... reprezentări care nu sunt atât de complexe. Nu par atât de complexe. Nu, asta, de exemplu, nu e complexă deloc. Nu e. Și sunt uite aici. Stop. Da. Stop. Sunt absolut convins că asta a fost... Uitați-vă. Ce caută ăla sus?
Așa are și o degradare de suprafață a picturii, deci acele linii albe da. Care le vezi sunt simetrice, dar și dacă nu sunt... Uitați-vă la această ființă, da. Incredibilă totuși. Da, totuși are două mâini, da? Discul, da, parcă are discul ceva. Discul de deasupra. Da. Poate să vină istoricii să spună ce ori spune, poate da, să vină cei din zona religioasă sau... Ce să mai spui în fața Nu, dar mie trebuie să mi se explice, uite că încă nu avem, va trebui să găsesc și eu pozele. Pozele rupestre, pozele picturilor rupestre cu om lângă dinozaur, care calcă împreună cu dinozaur. Le arătăm ediția viitoare. Se presupune că dinozaurii au dispărut acum câte milioane de ani? Da. Iar omul nu putea supraviețui după un cataclism de tipul care a distrus dinozaurii. Nu putea. Și totuși, cineva a pictat și nu numai că a pictat, dar au fost descoperite și totuși dinozaurii trăiau lângă oameni. Dar s-au descoperit urme pe fundul unui râu în Statele Unite secat, s-au descoperit urme cimentate, urme fosilizate, urma piciorului de om și urma piciorului unui animal, se presupune că este dinozaur, care era de 4 metri lungime. Dar era piciorul efectiv lângă acel animal. Deci omul acela ori era vânător, ori era stăpânul animalului, pentru că altfel nu își putea permite să stea lângă așa ceva. Lângă așa ceva. Da, dar cum au putut oamenii primitivi, ăștia pe care așa identifică da. Și menționează istoricii, acești specialiști remarcabili, sau, mă rog, cei care s-au ocupat de istoria veche, eu nu mai pot citesc cărțile astea istoria veche, umanității că sunt penibile. Sunt pline de niște noțiuni inutile, în primul rând, și nu oferă niciun fel de narativ serios. Da. Cum au putut acești oameni primitivi să aibă, cum au putut maiașii să știe despre existența planetelor Neptun, și Uranus. Da. Cum au putut maiașii să aibă calendare atât de exacte? Cum au putut să calculeze anul solar și anul dar mai de pe Sirius? Cum au putut să știe că noi facem parte dintr-o galaxie? Așa. Noi suntem în mijlocul galaxiei. De-aia vedem galaxia. Cum au putut sumerienii să facă hărți astronomice dacă nu aveau telescoape? Nu aveai cum să vezi că ești într-o galaxie. Noi de-aia nu suntem în mijlocul unei galaxii, suntem într-o parte a galaxiei, exact. Noi de-aia vedem galaxia. Dar ei făceau diferența între sistemele solare și galaxia. Ei aveau noțiunea că există sisteme solare și toate formează, alături de alte corpuri cerești, de găuri negre și de alte lucruri, formează o galaxie. Ei telescoape. Fără telescoape. Ei știau de existența lui Taurus. Ei știau de existența centurii, cum se cheamă, centurii lui Orion. Lui Orion. Ei le știau. Trei stele puse una lângă alta. Sunt superbe. Dacă te uiți cu telescopul, sunt superbe. Sunt fascinante. Ei știau de dublura călcâiului lui Ahile, din celebra structură stelară călcâiului Ahile. Știau de cele două stele care stau în călcâiul lui Ahile, adică locul călcâiului lui Ahile. Locul lui Ahile unde poate fi omorât. Sunt două, este o stea dublă. Știau de stele și de planete, știau de diferența între stea și planetă. Deși erau vai mama lor. Nu, deși noi considerăm primitiv și nu erau în epoca de bronz, erau în epoca de piatră. Nu știu ce făceau cu piatra, zău, pe cuvântul meu de n-ar. Am văzut ce făceau în insula Paștelui. Da, nu, dar am văzut și piramidele, da? Dar ei erau în epoca de piatră considerate, da? Și abia ieșiți din lumea animală, abia ieșiți din lumea maimuțelor. Ce ziceți, prieten, dacă după pauză vă arătăm, apropo de acești băieți primitivi, da. Dovezi că aveau telescoape și că le foloseau. Știau să le mânuie. Știau să le folosească, evident. Deci erau crescuți de mici, erau învățați, aveau un sistem de educație de mici. Împotriva modului, manierei în care istoria modernă reușește să privească antichitatea și lumea preistorică, da. Lumea preantică, da. Vă arătăm dovezi, o altfel de istorie, una pe care trebuie să o învățăm și să o acceptăm. Nu știu dacă avem cu ce să o învățăm, pentru că nu avem multe dovezi. Sunt foarte multe separate, dar nu avem logică. Să o acceptăm într-o altă logică. Păi nu, dar nu avem logica pe care trebuie să o acceptăm. Eu nu știu asta ce este. Nu face parte dintr-un mecanism de cultură pe care civilizația înțeleg. Civilizația noastră nu e chiar civilizația pe care nu, o credem. Asta, de exemplu, ce este? A cui civilizație? Este începutul civilizației mele? Este o altă civilizație? Eu trebuie să definesc ce văd. Eu cred că doar atât trebuie să acceptăm. Părerea mea și este da. Unul dintre rosturile acestui demers. Exact. Că înainte de perioada pe care considerăm noi a noastră, au existat alte perioade care poate că nu sunt ale noastre, dar care sunt clar marcate de civilizații foarte avansate. Foarte avansate.
Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Ne întoarcem după publicitate, vorbim despre Cupa lui Licurg, are o poveste fabuloasă. Fabuloasă. Și este de un romantism, absolut, acea poveste uritoare. Da. Vorbim de harta cerebrului amiral turc Reis. Da, descoperită, apropo, n-a fost niciodată, nu se știe, doar că copia din Turcia este a unui original. Originalul nu se știe. Vorbim de aerodromul de la Nazca, unul din marile mistere ale umanității. Multe alte. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.